Asigurarea obligatorie împotriva dezastrelor naturale va putea fi plătită pe ghiseul.ro. Ne dorim ca ghiseul.ro să devină cel mai folosit instrument în relația cetățeanului cu administrația publică. Obiectivul este de a adăuga cât mai multe servicii utile pentru cetățeni pentru a crește în ritm accelerat numărul de utilizatori ai acestei platforme, lucru esențial pentru o transformare digitală a României. Digitalizarea generează mai mult decât progres tehnologic, ea ne aduce conectarea facilă în timp real la serviciile relevante. Dincolo de accesul instantaneu la date despre taxe, impozite și servicii publice digitale, prin acest pas îi vom ajuta pe români să-și pună locuințele la adăpost financiar în fața catastrofelor naturale. Alături de PAID, construim România viitorului, a declarat Sebastian Burduja, ministrul cercetării, inovării și digitalizării. Dragoș Cristian Vlad, președintele ADR, a declarat cu privire la acest subiect: transformarea digitală facilitează avansul României într-o nouă paradigmă tehnologică, informațională și socială. Ca autoritate de stat, ne bucurăm să colaborăm cu mediul privat, mediul asociativ și comunitățile locale pentru a eficientiza acest proces. Parteneriatul cu PAID va face mai accesibilă polița care asigură protecția financiară a locuințelor în faza dezastrelor naturale. Demersul nostru de a face din ghiseul.ro marketplace-ul serviciilor de interes public merge mai departe cu încredere și rezultate. PAID este societatea înființată prin legea 260 din 2008, special pentru emiterea și administrarea asigurărilor obligatorii de locuință și coordonează gestionarea și instrumentarea dosarelor de daună. România este o țară expusă dezastrelor naturale, iar protejarea financiară a locuințelor private prin polița PAID este esențială pentru o reconstrucție mai ușoară după un dezastru. Integrarea acestui produs social pe platforma ghiseul.ro este un pas important în accesibilizarea asigurării. Ne bucurăm și mulțumim Ministerului de Resort și ADR pentru deschidere și operativitate. Avem toată încrederea că acest demers este în beneficiul utilizatorilor platformei ghiseul.ro, a declarat Nicoleta Radu, director general al PAID. Ghiseul.ro este o platformă administrată de Autoritatea pentru Digitalizarea României și susținută de Asociația pentru Plăți Electronice din România.